Comuna Rășinare a fost, la sfârșitul săptămânii trecute, gazdă pentru ediția 21-a Festivalului Brânzei și al Țuicii. Ca de fiecare dată, târgul de produse tradiționale a fost principala atracție a evenimentului. Participanții au avut ocazia să guste produse tradiționale specifice mărginii Misibiului, brânzeturi, tocană de oaie la ceaun, cocoloș cu brânză sau pastramă. Un burduf de oaie. Cât are micuțul ăsta așa? 75 de kilograme. Și este făcut din burduf de oaie de munte, care este maturat în stână la munte. Făcut din caș de oaie, frământat, sare și băgat la burduf. Cât se păstrează un astfel de burduf? Păi depinde, noi îl păstrăm undeva la 2 luni și jumătate la munte și apoi acasă la rece, până când îl... Bine, până când venim cu el la târg. Am făcut o tocăniță bună, bună de miel la ceaun, care o servim cu mămăliguță fierbinte, pe grătar. Avem bulz, mămăliguță cu brânză de burduf de munte. Ia uitați ce avem aici. Foarte bun. Ia uitați. Super, super, sotopit. Așa și peste care pune smântână. Așa. Aici avem o pastramă de berbecuță, foarte bună. Avem mici făcuți de noi de casă, cârnați și pastramă de berbecuț. Toate... După masă de asta, asta merge numai la coastă. Înainte dăm la... Să începe cu începutul, cu unul mic. O palincă bună de prune, o țuică, se zice la noi la Rășinari. Și avem un vin bun de casă. Deci avem brânza de burduf, care e specifică zonei. Pastrama, sloiul și multe alte. Caș și telemea, de toate avem aici. Avem și salam de berbecuț. În fiecare an, în cadrul festivalului, este preparat un bulz uriaș. Anul acesta, rășinărenii și-au doborât recordul și au făcut unul de 62 de metri lungime. Anul trecut a avut 60 de metri. Sperăm anul ăsta să depășim recordul. Și anul ăsta, ce ziceți? Depășiți? Eu zic că da. Ne străduim. Cum se face? Se pune mămăliga și se pune brânza de burduf. Neapărat brânză de munte, altfel nu se numește bulz. Și apoi trecem la rulat. Și apoi trecem la rulat. Dacă această muncă o facem cu drag, atunci e foarte ușoară și sperăm ca să-i încântăm pe oamenii care ne vizitează la acest festival să vină și la anul. Bulzul uriaș a apărut datorită faptului că foarte multă lume și din România chiar nu cunosc gustul bulzului tradițional cu mămăligă de munte, cu brânză de munte de cea mai bună calitate. Și atunci acest bulz care îl facem noi pentru degustare este ca să ne dăm seama că bunicii și străbunii noștri mâncau mâncare de cea mai bună calitate. Beneficiau de cele mai bune mâncăruri tradiționale, pe care noi poate le-am și uitat gustul câteodată. Pe lângă bunătățile pregătite de producători, participanții au putut gusta și din licori cu multe grade. Cu o pălincă, în primul rând, suntem aici la primul stand și le dăm o pălincă cu cocean original de 20 de ani vintage și le dăm să guste o pălincă de prune maturată în butoi de dud și cumpără lumea pentru suvenir, pentru atenție. Merge cu carne de oaie, cu o tocană, cu o pastramă. O componentă de tradiție a festivalului a fost programul artistic oferit de ansambluri folclorice și de interpreți de muzică populară. Mândra mea să mă sărute, ciobănia-i tare grea când ai mândră tinerea, ce frumoasă-i dragostea, dur-dur-dum-dur-dum.